Neața, bună dimineața! Cu unii tineri pe care i-am cunoscut pe traseul meu, chiar vreau să mă mândresc. I-am pus cumva pe un piedestal, am aprins reflectoarele și acum vi fac cunoscuți și vouă. Și asta pentru că se înscriu în tipologia tinerilor români cu care țara asta se poate lăuda. Transilvania nu a fost niciodată reprezentativă pentru cultura mare. Terenurile sunt foarte fărâmițate, suprafețele sunt mici, iar comasarea a fost din totdeauna o mișcare greu de realizat. Dar vă duc în Lechința, județul Mureș, să vă arăt că există excepții. Haideți să-l cunoașteți pe Vasile Șanta, care a răsturnat toate aceste idei preconcepute. Neața, bună dimineața de la Lechința, ne bucurăm de prima cultură de grâu și o cultură splendidă. Vasile Șanta se pregătea pentru informatică, ar fi vrut să lucreze în acest domeniu, în școală, mergea la olimpiade, dar viața l-a ghidat spre agricultură. Hai să vedem care este povestea ta, pentru că știi bine că încerc să oferi inspirație și motivație tinerilor. Cum ai ajuns în agricultură? De ce n-ai mai făcut informatică? Provin dintr-o familie de fermieri. Mama și cu tata de la începuturi au practicat agricultura. Uh-huh. Eu am vrut să iau drumul informaticii. Am urmat liceul de informatică de la Târgu Mureș, de la Colegiul Național Unirea. Însă o circumstanță din familie m-a direcționat spre agricultură. Astfel că am fost hotărât să încep cursurile de agricultură, am urmat cursurile la UFIAME Vecluj și am absolvit în 2018. În 2020 am terminat masterul de protecție a plantelor, iar în momentul de față sunt doctorand în anul 2. Excelent! Deci ție ți-a plăcut cartea? Da, pot chiar mi-a plăcut. Bravo. Și în liceu mergeam la olimpiade de informatică. Da. În timpul facultății am învățat, am încercat să îmbin practica cu teoria. Uh-huh. Am fost șef de promoție, deci pot să zic că mi-a plăcut cartea. Premiant. Bravo. Da. Și culturile tale arată de încercăm. Nota 10. S-a întâmplat ceva în familia ta de ajuns să preiei afacerea, nu? Părinții tăi ce suprafață lucrau pe vremea când tu erai la facultate? Când eu eram la facultate, părinții mei lucrau undeva la 600-700 de hectare. Da. În momentul de față am ajuns la o suprafață de aproximativ 1300 de hectare. 1300 de hectare. An de an am încercat să creștem suprafața. Cum ați reușit să comasați suprafețele astea? În satul nostru, în Lechința, fiecare fermier lucra o suprafață de 5-10 hectare. Anual, ei s-au retras și am preluat de la ei micile exploatații. Tatăl tău v-a părăsit? Din păcate, dar în anul 2012, datorită unei boli crunte, ne-a părăsit și acesta a fost și momentul în care am știut că trebuie să urmez cursurile agricultorii și drumul agricultorii. Practic, nu te-a lăsat sufletul să lași toată afacerea începută de părinți și să pleci spre alte domenii. Chiar despre dacă asta am făcut, a fost vorba, nu? Da, chiar dacă am făcut informatică, am preferat să duc mai departe afacerea familiei și încerc să o dezvolt. Acum lucrezi alături de mama ta. Da. Și ea este activă în afacere. Cum v-ați împărțit sarcinile? Eu terminând facultatea de agricultură, mă ocup de partea de câmp, protecția culturilor, însămânțările, tot ce ține de partea de tehnică agricolă, uh-huh. Da. Și mama? Iar mama a rămas la partea de birocrație, partea de birou. Da. Ați accesat fonduri europene? Părinții mei au accesat un fond FEADER în anul 2009 și și-au mai implementat un proiect prin SAPARD, uh-huh, în 2006. Îți mai aduci aminte care era valoarea proiectelor? Primul proiect pe SAPARD în 2006 a fost de 80.000 de euro, uh-huh, iar proiectul din 2009 în jur de 350.000 de euro. Banii au fost investiți în utilaje sau în ce anume? Da, anu, pentru modernizarea fermei și în special în utilaje agricole. Da. La momentul acesta, cât de dotați sunteți? Cu ce echipamente lucrați? În momentul de față pot să zic că am ajuns la un optim din punct de vedere al utilajelor. De acum încolo doar trebuie să rotim utilajele și să ținem pasul cu tehnica de acum, din zilele noastre. Cum faceți să aveți o asemenea cultură la vremea asta atât de frumoasă? Care este tehnologia pe care o aplicați? Avem o tehnologie aparte, facem multe tratamente și multe fertilizări faziale.
decât să aplicăm o cantitate de azot odată și mult, mai bine aplicăm în mai multe tranșe. Spre exemplu, în această parcelă am aplicat azot în primăvara aceasta de 3 ori. Și la grâu. În ce cantitate? La des primăvărare 150 de kg de substanță brută. Da. Acum o lună aproximativ 100 de kg, iar acum în stadiul de burduf încă 100 de kg. Da. Și tratamente de protecție a plantelor, ce aplicați? Săptămâna aceasta am terminat al doilea tratament împotriva septoriozei și a ruginilor. Am folosit produsul Nativo Pro de la Bayer. De la Bayer? Da. Asta zic, admir cultura arată de nota 10 și era important să știm ce aplicați. Ce soiuri alegeți de obicei în portofoliul vostru? În cadrul fermei încerc să merg cu 3-4 soiuri, da? Două soiuri mai timpurii și două soiuri mai tardive. În momentul în care aleg soiul, mă uit și la indicii calitativi. Adică mergeți pe panificație? Pe greu de panificație, da. Vasile este genul de om care a făcut toată viața lucrurile temeinic, cu simț de răspundere, așa că din mâna și deciziile lui nu pot ieși decât producții foarte bune. E drept că anul acesta l-a ajutat și natura, însă tehnologia este atent aleasă și aplicată. La momentul ăsta ai putea face o estimare la ce producție va ajunge grâul acesta? Sper la o producție de 6 tone, 7 tone. Între 6 și 7. E bine, nu? Da. E mulțumitor. Pentru anul acesta, da. Ar fi un an mai bun decât anul anterior? Nu, anul trecut a fost un an mai bun. A fost și mai bine? Da. Hai să vedem pe ce suprafață aveți grâul, rapița, floarea, porumbul. Grâul în anul acesta este pe o suprafață de 400 de hectare. Rapița o avem pe o suprafață de 200 de hectare, porumbul pe 350 de hectare, floarea soarelui 250 de hectare și soia 120 de hectare în cadrul fermei. Privind cultura lui Vasile Șanta, mă gândeam că anul agricol va fi pentru el unul mulțumitor. Și așa a fost. Culturile au evoluat frumos, iar producțiile au confirmat pronosticurile. La grâu s-au recoltat 7.400 de kg, la rapiță 4.300 de kg la hectar, floarea soarelui 3.300 de kg, soia 2.500 de kg la hectar. La momentul acesta se recoltează porumbul și în funcție de parcele, producțiile înregistrate variază de la 5.000 la 9.000 de kg la hectar. Să vorbim un pic și despre rentabilitate. Bun, deci dacă veți ajunge la producții bune, chiar veți da lovitură, pentru că anul ăsta prețurile vă avantajează. Da, prețurile în anul acesta se întrevăd a fi bune și costurile sunt destul de mari. Am avut costuri ridicate cu fertilizanții, cu motorina, chiar și cu pesticidele. Da, dar nu săriți de 5.000 de lei pe hectar, nu? Între 4.000 și 6.000 de lei pe hectar în funcție de cultură și de tratamentele aplicate, în funcție de tehnologie. Și sigur veți încasa peste 10.000. Da, cred la că hectar. Venituri. Dacă va fi un an bun de acum încolo, cred că veniturile vor fi peste 10.000 de lei pe hectar. Bun, am vrut să menționez aceste cifre ca să înțelegeți cam care sunt oportunitățile, că dacă vă uitați la televizor, o să vedeți că e numai de rău. E bine, nu e chiar așa. Cine are ochi să vadă, vede și oportunitățile. Spune-mi ce îți dorești la nivel de fermă, care sunt obiectivele tale? Ce ai trecut așa în planul de afacere? Încerci să-ți diversifici portofoliul de culturi? Te gândești să mărești suprafața? Care e strategia ta? Pentru viitorul apropiat vreau să implementez două proiecte. Proiectele sunt depuse în cadrul agenției AFIR. Da. Așteptăm doar să apară rapoartele de selecție. Și ce ai vrea să faci? Pe un proiect vreau să achiziționez niște utilaje, niște utilaje moderne. Ce va mai trebui? O semănătoare de precizie. Vreți să mergeți pe no-till? Pe mini-till. Solurile noastre fiind mai grele, cu un conținut mai mare de argilă, nu cred că se pretează tehnologia no-till în zona noastră. Încerc pe tehnologia mini-till. Da. Și prin proiectul acesta încerc să achiziționez utilaje pentru acest tip de tehnologie. Îmi spuneai că ai de gând să mai aduci o componentă în afacerea ta, zootehnia.
Da, recent am achiziționat o fermă de bovine, de lapte, un fost IAS. Construcțiile deocamdată, deocamdată construcțiile. N-ai acum populat. Ferma este liberă, vechiul proprietar a eliberat ferma și în următorul an vreau să fac o retehnologizare, o modernizare a fermei și în anii următori cu siguranță popularea fermei cu vaci de carne. Cu vaci de carne. Da. Asta înseamnă că vei merge pe Angus, Charolais, Limuzin? Mă gândesc la Angus, Charolais sau Limuzin. Deocamdată studiez piața să vedem care se pretează cel mai bine pentru zona noastră. Perfect, foarte bine. Te gândești să treci pe ecologic? Am auzit de Green Deal, da. Dar cred că având în vedere situația geopolitică actuală va fi destul de greu. Se prevede o criză alimentară și din câte am înțeles și pactul ecologic, Green Deal-ul a fost amânat. S-a cam luat piciorul de pe accelerație, să înțeleg. Da. Tocmai pentru că Vasile a fost nevoit să renunțe la visul lui, domeniul IT, în care ar fi vrut să lucreze și a virat spre agricultură forțat de împrejurări, am vrut să aflu ce îl ține acum în acest sector și ce crede el despre acest domeniu. Uite, pentru că tu ai 26 de ani, ești pe targetul audienței noastre, ca să zic așa, aș vrea să le spui tinerilor dacă domeniul ăsta, agricultura, este un domeniu de viitor. Merită să investești în agricultură? Eu zic că da, agricultura va fi un domeniu de viitor. Este și momentul de față, dar cred că se va dezvolta mult mai tare. Deoarece populația planetei crește anual, crește constant și necesarul de alimente va fi tot mai mare. Iar având în vedere condițiile climatice, problemele la nivel mondial, producția va scădea constant, zic eu, datorită schimbărilor climatice și problemelor care sunt în orice colț al lumii. Dacă n-ai fi avut șansa să preiei de la părinții tăi ceea ce ei au clădit, ferma pe care astăzi o ai, ce le-ai spune tinerilor? Cum să înceapă de jos în agricultură? În primul rând, le trebuie multă răbdare și pasiune. Pasiunea e principală, pentru că sunt și ani mai grei, ani mai dificili, în care dacă te uiți doar la partea economică, nu ai multe satisfacții. Îți trebuie o altă motivație pe lângă cea economică. Ar fi ok să înceapă cu cultură mare sau să meargă pe cultură de nișă? Ce crezi că ar fi potrivit pentru un startup în agricultură? Și elementele de nișă în agricultură sunt un domeniu bun. Cultura mare cred că e destul de dezvoltată în România. Adică e concurența să vină... destul de mare. Da, concurența este destul de mare. Ar trebui să vină tineri fermieri care să acopere zonele de nișă. Ceva plante mai exotice, plante care nu prea sunt căutate deocamdată la noi. Pe ce-i miza? Pe varianta angajat sau antreprenor? Antreprenor. Antreprenor de ce? Deoarece m-am obișnuit în postul aceasta. Vrei libertate, nu? Da. Da. Cere și multe sacrificii postura de antreprenor, dar e o profesie, să zic așa, frumoasă. E o altă perspectivă, da, în primul rând. Ai libertate, poți să clădești ceva, îți poți clădi afacerea după propria voință. Dacă ai avea posibilitatea, șansa să schimbi ceva în România, ce-ai schimba? Sistemul de conducere ar trebui schimbat. Și mai concret... Poate legat de agricultură, de activitatea ta, ce-i schimba? Să se pună accentul mai mult pe tinerii fermieri cu adevărat, nu doar prin proiecte și prin vorbe, ci chiar să se implementeze unele strategii pentru tinerii fermieri. Asta ar fi o măsură, hai să fie trei, mai zi-mi două. Creșterea suprafețelor irigate ar fi una dintre cele mai bune perspective și creșterea spațiilor de depozitare, deoarece fermierii să nu mai fie nevoiți să vândă producțiile la recoltare. În final... Aș vrea să te uiți așa în zare și să ne spui cum se vede România de aici, din ferma ta. De aici, de la mine, România și agricultura se vede bine. Sper ca din toată țara să se vadă așa. Mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumesc! Cu toate provocările din agricultură, cu secetă, prețuri mari la inputuri, o piață incertă, uneori fermierii au curajul să spună că România se vede bine. Când la picioarele tale se aștern grâne care promit producții bune, parcă și viața se vede altfel. Dar știți ce e cel mai important? Curajul de a merge mai departe, de a sădi în fiecare an
nu doar semințele viitoarei culturi, ci și speranța într-o realitate așa cum ne-o dorim. E un exercițiu pe care vă îndemn să-l faceți. În intimitatea minții voastre, atunci când tractorul trece peste brazdă și semănătoarea își face treaba, să și vizualizați momentul recoltării unor plante care și-au atins potențialul productiv. Funcționează, sădiți și această încredere că veți avea culturi frumoase, așa cum vi le doriți. Nu aveți nimic de pierdut, ci doar de câștigat. Pe curând, cu bine!